Provența, Provence, este o regiune istorică și culturală care acoperă departamentele sud-estice Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Alpes de Haute-Provence și Var ale Franței. Odată cu stabilirea coloniilor grecești, printre acestea și Marsilia din zilele noastre, în zonă, până la începutul secolului al VI-lea înainte de Hristos, Provența a fost inițial orientată spre civilizația Mediteranei. În 125 înainte de Hristos, coloniștii au cerut ajutorul romanilor pentru a lupta împotriva coaliției alcătuite din celți și ligurieni. Romanii au învins coaliția, însă au continuat să ocupe regiunea. Astfel, până la sfârșitul secolului II înainte de Hristos, Provența făcea parte din Galia Transalpina, prima provincie romană de peste Alpi, de aici provenind și denumirea de Provence. Până în secolul IV era noastră, Arles, un loc important de întâlnire pentru negustori, devenise sediul prefectului pretorian de Galia, iar Marsilia era centrul principal pentru studii grecești din vest. Odată cu prăbușirea Imperiului Roman, la sfârșitul secolului V, Provența a fost invadată cu succes de către vizigoți, ostrogoți și burgunzi. Regiunea a ajuns sub stăpânirea francilor în jurul anului 536 și a fost apoi condusă de dinastia merovingiană, deși nu a fost integrată cu restul Franței. Marii conducătorii carolingieni au făcut ca guvernarea francilor să fie eficientă în Provența, însă după prăbușirea stăpânirii carolingiene, Provența a ajuns să facă parte dintr-o serie de regate stabilite între Franța și Germania. Până la sfârșitul secolului X, o dinastie locală, care a condus apărarea regiunii împotriva invaziilor musulmane, a dominat zona și a dobândit titlul de conte de Provența. Odată cu sfârșitul acestei dinastii, în 1113, Casa de Barcelona a dobândit titlul, iar Provența a fost condusă de spaniolii din Catalonia timp de mai bine de un secol. În secolul al XII-lea, orașele provențale au înflorit de pe urma comerțului cu lavandă și au înființat guverne autonome numite consulate. În același timp, civilizația din provincie, în care se vorbea o limbă apropiată de latină, își atinsese apogeul. Cruciada albigensiană de la începutul secolului al XIII-lea, în care Biserica Romano-Catolică a suprimat catarismul din sudul Franței, a introdus în Provența influența papalității și a nordului Franței. Deși Provența, nefiind o cetate a catarinilor, a scăpat de devastare. Influența franceză nordică în Provența datează din 1246, atunci când Provența a trecut la conducătorul angevin Carol Robert de Anjou, fratele regelui Ludovic al IX-lea. Provincia a fost la început subordonată intereselor italiene, ale acestor conți angevini de Provența, care erau și regi ai Napoli, dar domnia lor a contribuit la dezvoltarea multora dintre instituțiile politice caracteristice regiunii, în special adunările acesteia, care aveau puterea să aprobe impozitele și să ajute la guvernare în vremuri de criză la sfârșitul secolului al XIV-lea. În 1481, Provența a fost lăsată regelui Franței, iar unirea acesteia cu coroana a fost efectuată cu condiția ca regiunea să-și păstreze autonomia administrativă. Cu toate acestea, din secolul XVI și până în secolul XVIII, controlul regelui a crescut. Odată cu Revoluția franceză, provincia și-a pierdut în totalitate instituțiile politice, iar în 1790 a fost divizată în departamentele Bouches-du-Rhône, Var și Basse-Alpes, acum Alpes de Haute-Provence.